Președintele Klaus Iohannis a descins ca în Top Gun la baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Dincolo de apariția demnă de Hollywood, Iohannis s-a întâlnit cu piloții români și britanici staționați în țara noastră și a lăudat dotările aflate în baza aeriană din Constanța. Într-o cămașă albă și pantaloni asortați, Klaus Iohannis a fost topată de culoare la vizita la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. În ton cu locația, Iohannis a purtat o pereche de ochelari de soare tip aviator, o ținută atipică pentru o vizită oficială, dar cu priză la internaute. De altfel, la una dintre pozele de la eveniment postate pe pagina oficială de Facebook a președintelui, apare un emoticon cu inimioare, trimis de un cont care poartă numele primei doamne. Postarea a strâns până acum câteva mii de like-uri. Cu șeful Comitetului Militar NATO, generalul ceh Petr Pavel Klaus, drept ghid, Iohannis a făcut turul bazei și i-a cunoscut pe militarii români și britanici care participă la misiunea de poliție aeriană din țara noastră. În cinstea președintelui, piloții au organizat un exercițiu aerian și au prezentat o unitate de rachete Patriot americană. Probabil ați aflat că s-a publicat, cred că ieri, pe site-ul departamentului această notă care urmează să fie aprobată și mai departe, după care, sigur, vor începe negocierile și când vom avea un rezultat clar, îl vom da publicității. După ce a vizitat baza administrativă de la Mihail Cogălnicianu, președintele Klaus Iohannis a aflat chiar de la militarii români și englezi cum se pilotează aceste avioane. MiG Lancer 21 și Eurofighter Typhoon. Vizita președintelui are loc cu 3 zile înainte de cel mai amplu exercițiu militar NATO din regiune. Pe 16 iulie, 25.000 de soldați din 20 de țări se vor antrena în România.